Dragi părinți după trup, dragi părinți după duh, dragi bunici, mătuși și prieteni și apropiați. Nu este, cred că, dar mai mare pentru noi oameni în viața aceasta pământească decât să primim de la Dumnezeu atunci când El rânduiește pentru noi cel mai frumos mărțișor, dar fără de preț, anume copilul, care nu este altceva decât icoana pe care noi, ca oameni, din darul lui Dumnezeu, o avem între noi, în mijlocul nostru. Robului Dumnezeu Matias Florin, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Și pururea și în vecii vecilor. Nu este altceva decât taina Sfântului Botez, cea care ne dezbracă de omul păcătos din tâi și ne îmbracă într-o haină luminoasă. De aceea crâșma de la botez este albă imaculată. Pentru că ea se asemuiește cu haina sufletească nouă în care se naște copilul astăzi din aghiazma, din apa sfințită a botezului. Părinții s-au gândit împreună cu nașii, suntem convinși, să-i pună celui mic astăzi numele unui evanghelist, Matei, și a unei mari și frumoase sărbători, care nu-i departe de noi acum, mai ales în vremea aceasta, apostolul mare care se apropie, și anume intrarea Domnului în Ierusalim, sau primirea Domnului cu flori, numită în popor Floriile. Părinților le urez multă grijă, pace și înțelegere. Și când va veni vremea, sperăm ca să înmulțiți și voi darul și să vă așezați așa cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu și nu neapărat înaintea lumii. Pentru că așa se cuvine, ca cel mic să crească mama și tata, care sunt soț și soție și o familie deplină, cu frumusețe, cu bunăvoință, cu credință, cu înțelegere între voi. Multă sănătate vă urăm din partea noastră, să vă bucurați, să vă înmulțiți, să-i mulțiți și lui darurile și Dumnezeu să vă ocrotească în toată vremea și tot ceasul. Bucurii și ajutor!